1 Corinteni 4:20. În împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbă, ci stă în putere. Este puterea împărăției aici? Probăm. 2 Corinteni 13:5. Pe voi înși vă încercați. Pe voi înși vă încercați, vă dacă sunteți în credință. Și în seara asta ne încercăm. Putere am eu. Câtă putere e aici? Și la ce ne-ar folosi puterea asta? 1 Petru 4:11. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea care i-o dă Dumnezeu. Avem nevoie de putere în slujire? Toți de aici? Unii au prorocit, alții au cântat, alții au îndemnat, alții ce au făcut? Ne-am rugat, da? Știți că și mijlocirea e o slujire care o facem înaintea lui Dumnezeu? Ați avut putere să vă rugați în seara asta? Câte minute? La ce ne mai trebuie putere? Marea poruncă! Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată, din toată puterea ta. Și pe aproapele tău. Aveți putere să vă iubiți unii pe alții? Știi că deodată îți trebuie putere să iubești nevasta? Că deodată îți trebuie putere să iubești copiii? Dar oare câtă putere ne trebuie să iubim vrăjmașa? Că Pavel spune în Filipeni 1:8, marturi mie Dumnezeu că vă iubesc pe toți, cu o dragoste nespusă în Hristos. Voi vă iubiți toți? Și pe cei care îți la Sibiu? Și pe vecinii voștri? Și aceia care vă vorbi de rău? Sau au spus ceva de copiii voștri? Sau au comentat ceva la slujba voastră? Voi îi iubiți? Aveți putere? Doamne, dă-ne puterea asta. Și apoi spune Marcu 2:10, dar ca să știți că Fiul omului are pe pământ puterea să ierte păcatele. Avem și noi puterea iertării? Să ne dea Domnul puterea asta. Că dacă nu avem puterea iertării, nu îi manifestarea de plină a împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe. Împărăția lui Dumnezeu stă în putere și eu vreau să văd aici putere în a sluji, în a iubi, în a ierta și Dumnezeu să ne umple de putere. De aceea ne rugăm ca Domnul să ne dea putere. Fratele Liviu spunea, citând din cuvântul Domnului, din Roman 15:30, că rugăciunea e o luptă. Noi nu dorim în seara asta să facem un spectacol agreat de firea pământească. Departe de noi. Nici nu încercăm să manipulăm cumva sentimental și emotiv pe cei prezenți. Eu vreau aici să fie prezentat Duhul Sfânt. Să fie o lucrare curată. Duhul Sfânt să umple adunarea. Duhul Sfânt să umple inimile noastre. Rugăciunea e o luptă. Eu vă felicit că ați câștigat o bătălie. Dacă e luptă, cine cu cine se luptă? Pe la mine când e vorba de rugăciune, se luptă Duhul cu firea. E mare luptă. Că firea, pe un timp ploios ca ăsta, ar fi vrut să doar. Pe o ploaie ca asta, ar fi vrut să stea colonit în fotoliu și cu telecomanda să urmăresc programe creștine. Mi-era mult mai ușor. Și vouă la fel. Dar ați dus o primă bătălie și sunteți o mare mulțime aici. Veniți de la Sibiu, pe o vreme răcoroasă, pe ploaie, cum ați venit. Și firea voastră a fost bătută în seara. Până aici a câștigat Duhul. Slăviți să fie Domnul. Numai că se pune o problemă.
Nu cumva după ce am venit aici, în lupta asta, Duhul cu firea, o câștigat Duhul, dorința de părtășie, dorința de rugăciune, dar acum se luptă Duhul cu Duhul. Eu îmi imaginez rugăciunea așa, închid ochii, înalț sufletul la Dumnezeu, Duhul Sfânt coboară în Duhul meu, văd acolo în pustia luză o scară înfiptă în pământ, vârful ei atinge cerul, îngerii se sui, coboară, Dumnezeu e la capăt. Eu așa văd rugăciunea. Văd o legătură între mine și Dumnezeu. Așa e rugăciunea? Așa e. Dar în Psalmul 2, versetul 3, vine cineva și spune să le tăiem legăturile. S-ar putea să fi venit aici, în poienița asta frumoasă, și după o bătălie care am câștigat-o, să pierdem alta. Evreii au cucerit cetatea Erihon, mare, invicibilă cetate, au cucerit-o. Și-o clacat în fața unei cetăți mici cu numele de Ai. Că așa are diavolul grijă ca după o victorie mare să vină și o înfrângere mare, când nici nu te aștept. Voi ați câștigat, ați venit aici, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar acum aici s-ar putea să vină un duc de îngrijorare. Și stând aici în cort, să te gândești că apară plouă, cu ce oi ajunge eu acasă, oare ce face familia, oare mâine ce am de făcut. Și vine vrăjmașul și taie legătura. În armată noi făceam aplicații de război și mergea un morsi sau unul de la transmisiuni cu cablu în spate și putea prin pături, prin lațină, prin terenurile CAP-ului de acolo din Banan și întindea cabluri și punea o galenă și punea un telefon și vorbea cu comandantul. Dar era o echipă numită diversiune. Ăștia mergeau și târâși, dacă spionii, căutau cablul teara și îl tăiau cu coare. Și eu de acolo la telefon, să trăiți, domn comandant, să trăiți, doar și colonel, să trăiți. De unde cablul era tăiat? Nu se mai auzea decât în porum. Știți ce face diavolul? Am venit aici, am prins legătura cu cerul și vine o îngrijorare. Oare ce am să mă fac eu? Și vine cineva și tai. Eu povesteam că un frate chiar la noi în adunare a predicat, era la Arad, am mai povestit eu asta cu sora Vietuța Hani, un vas de lucru, o soră prorocită. Frate militar, a fost la ea să fac o rugăciune. Și sora spune, bine că ai venit, eu am hotărât cu o oră să stau rugăciune înainte lui Dumnezeu. Și militarul spune, foarte bine, eu tot la rugăciune am venit. A plecat să o ruga. Dar spunea fratele ăsta, au venit copiii de la școală și sora se ruga să gândea, măi, băieță, ce e, ori pune ghiozdanul la loc, alinia papuci acolo cu-n trept, aia asta pe genunchi. Au venit soțul de la lucru și ea se gândea, și-a duce el și-a luat mâncare de acolo, doar știi să iei mâncare. Dar ea era pe genunchi. Și militarul ăsta are o vedenie. Se făcea un înger, iar sus mai era un înger. Și îngerul de sus îl întreba pe cel de jos, ce fac acolo? Și ăla îi spunea, stau pe genunchi. Sta pe genunchi și se gândea la multe altele, că rugăciunea e o luptă. În seara asta eu nu predic, nu sunt studiu biblic. Eu în seara asta vă pun la treabă. În seara asta vă pun la luptă. Să nu vină careva să vă taie legăturile. Poate veni un duc de necredință. Aveți acasă copii care nu vă ascultă? Poate da. Oare va întoarce Dumnezeu? Dar de când mă rog și nu mă mai ascultă Dumnezeu? Dar de când sunt eu bolnav? De când sunt eu bolnav sau am soția bolnavă sau bărbatul și nu mă mai ascultă?
Vin duhuri de necredință să stai legătura. În seara asta ai să spiruiești duhurile acelea. Vin resentimente, că spune Petru 3:7. Tot astfel la rândul vostru, bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unul cu care vor moșteni împreună harul vieții, ca să nu fie împiedicate. Dacă ai venit certat și ai trântit ușa și ai venit în cort aici, ascultăm cântări frumoase, îndemnuri frumoase, dar rugăciunea ta e până aici, tu acolo. Avem probleme nerezolvate, lăsate acasă. Ei, vine diavolul și îți aduce aminte de acestea. Dar rugăciunea e o luptă. În rugăciunea asta trebuie să ne luptăm împotriva resentimentelor, împotriva îngrijorărilor, împotriva necredinței, și Domnul să ne dea putere. Că ne plecăm pe genunchi, am așezat rugăciunea încă un gând scurt și gata. Între umilință și demnitate. Venim oameni, nu putem să fim mândri înaintea lui Dumnezeu. Nu, suntem oameni, un abur abia se ridică și piere. Ăsta sunt eu, ăsta ești și tu. Dar eu mă rog în rugăciunea asta și Duhul Sfânt mi-aduce că eu sunt copil de Dumnezeu. 1 Ioan 3:1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii al lui Dumnezeu și slăviți să fie Domnul. Apoi eu nu mă ridic de la rugăciune, nu spun amin până nu simt demnitatea asta mea. Eu sunt copil de Dumnezeu, Tatăl meu e Creatorul și eu nu mă tem de nimic. Stăruiți în rugăciunea aceasta? Eu când mă plec pe genunchi, mă plec cu un adânc simțământ de vinovăție, că eu sunt un om păcător. Am greșelile mele, am păcatele mele, am căderile mele, dar eu stau pe genunchi până îl simt pe Duhul Sfânt că vine, că sunt iertat și acceptat de Dumnezeu. Nu mă grăbesc în rugăciune. Se lasă în serare peste munte ăștia Sibiului. Vreți să vă mai luptați câteva minute în rugăciune? Să stați pe genunchi până simți iertarea lui Dumnezeu. Eu mă plec aici cerând voia mea. Doamne, am nevoie de asta, de asta, de asta, de asta. Dar mă rog până accept voia lui Dumnezeu. Și când termin rugăciunea, spun liniștit, nu cum vreau eu, Doamne, ci cum vrei Tu. Eu mă plec în rugăciune spunând Domnului nevoile mele, am nevoile mele, am familia mea, soție, copii, dar de la privat eu trec la ofte, încep să mă rog pentru alt, mă rog pentru bolnav, mă rog pentru autorități, mă rog pentru misionar, mă rog pentru România. Și asta trebuie tu să o luptă în rugăciune. O ducem în seara asta? Epafras, Colosem 4:12, care este dintre ai voștri, se luptă pentru voi în rugăciunile lui. Alegeți, vă rog, un frate. Alegeți, vă rog, o persoană. Alegeți, vă rog, orașul Sibiu. Alegeți România. Și în seara asta luptați. În fața tronului de har al lui Dumnezeu este acolo un altar pe care se așează rugăciunile mele, se așează rugăciunile tale. Eu în fapte 12, după ce eu tăiat capul lui Iacov, văd o bătălie dusă în rugăciune. Când biserica nu înceta să înalțe rugăciuni pentru Petru care era condamnat. Și pe altarul lui Dumnezeu începeau să se pună cereri. Petru, 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 Petru. Până când Dumnezeu a strigat unui înger. Și îi spăvește pe Petru. Fie dar rugăciunile voastre acum în seara puse pe altarul lui Dumnezeu. Vă rog, luptați în rugăciune, luptați pentru voi și casele voastre, spunea altădată prorocul din vechime. Nu ne grăbim, nu ne grăbim, îi lupta în rugăciune, spunea fratele, pentru dragostea Duhului, luptați în rugăciunile voastre, trege pentru cineva. Eu nu pot ajunge la spital la atei, nu pot, nu mă lasă, dar cu rugăciunea mea mă duc. Nu pot să misionez eu în Africa, nu pot, că n-am posibilități. Dar rugăciunea mea e pentru misionare de acolo. Nu pot să stau de vorbă cu toți necredincioși, chiar din neamul și familiile noastre. Dar în rugăciunea mea eu pot să mă lupt pentru ei.
Vă gândiți să mai ducem o luptă? Și rugăciunea are exprimări frumoase, denumiri frumoase. Despre rugăciune s-au scris cărți că nu cap în bibliotecă. Despre rugăciune am auzit predici grozave. Ne mai lipsește rugăciunea. Și ultima dată eu m-am așezat rugăciunea între teorie și practică. Și acel exemplu care l-am dat altă dată, vi-l dau acum. Rugăciunea e o metodă prin care accesăm binecuvântările lui Dumnezeu. Ele sunt acolo, sunt pentru tine. Te duci în seara asta cu rugăciunea să le iei? Și dam exemplu unei familii care înainte de culcare a spus, a vrea să mai mâncăm ceva. O fată a spus, nu mâncăm după ora 7. Alta spune nu știu ce. Unul spune mai o zacuscă ar merge. Da, o zacuscă ar merge. Înainte de culcare merge o zacuscă. Tu te rog, o zacuscă. Și ăla spune, dar ultima dată tot eu m-a dus. E rândul tău, du-te tu și adu. Nu e rândul meu, e rândul tău, du-te tu și adu zacuscă. Eu vă întreb, ce mai greu de făcut o zacuscă sau luat sau de adus din magazin? Care știi, cam ce ar fi mai greu? Oh, e de făcut de gospodine aici, da? De cineva a făcut zacuscă, s-a oprit acolo la foc, o copli a făcut și a pus raftul pe borcan, cu borcanul pe raft. Și niște copii leneși s-au culcat flămânzi că nu au vrut să se ducă pe raft pe ei zacuscă. Frații mei, binecuvântările lui Dumnezeu pentru voi sunt acolo, în camera lui Dumnezeu. Ce fac eu prin rugăciune? Mă duc și eu borcanul cu zacuscă. Mă duc și iau binecuvântarea pentru mine și pentru casa mea. Și dusul ăsta se cheamă rugăciune. Rugăciunea e un mod de a accesa binecuvântările lui Dumnezeu. Vreți binecuvântările lui Dumnezeu? Eu spun de la teorie la practică, por la treabă. Și să ne dea Domnul putere să ne rugăm, să trăim pocăința, că nu mai este mult. Fratele Cătușa, ieri am fost la vicul la o mormântare și un frate povestea că tare era greu pocăință, numai necaz, numai probleme. Și s-a culcat și a avut un vis. Se făcea că drumul era tot mai alunecos și tot mai abrupt. Și omul ăsta obosit nu mai putea să înainteze. Și a spus, mă voi da un pic deoparte, voi lăsa pe alții mai puternici să treacă și dacă vă mai prinde o forță, mă voi duce și eu. Și spunea fratele să s-o da deoparte și a început alții să treacă lângă el. El căuta un loc de odihnă să se odihnească. Și atunci, ca un tunis, un glas din cer, nu mai este mult. Când auzi că nu mai este mult, o tări din starea aceea. Și a început să meargă pe drum și când auzi glasul acela, spune, m-am trezit din somn. M-am trezit din somn și din visul meu cu strigătul acela, nu mai este mult. Frații mei, nu mai este mult și Domnul vine. Îl așteptăm, îl dorim și până atunci cerem puterea să ne dea Domnul putere, să slujim, să iertăm și să iubim. Vă îndemn să vă ridicați în picioare și vă invit. Trecem de la teorie la practică. De la 2 minute de rugăciune, fie ca Duhul Sfânt să umple inimile noastre, fie ca Duhul Sfânt să umple adunarea din cortul acesta, să ne rugăm Domnului până simțim iertarea lui Dumnezeu, până simțim că Dumnezeu ne-a ascultat, că avem credință în Dumnezeu și Dumnezeu pe tot, pe voi și pe noi, să ne binecuvinteze. Por la luptă! Amin!